Bună dimineața tuturor! M-am gândit să fac astăzi o etalare nouă pentru săptămâna care urmează. Se pare că săptămâna care urmează poate e o săptămână în care e nevoie de făcut puțină ordine în niște relații, contracte. Pot apărea împăcări, dar pot apărea și certuri, pot apărea noi relații, dar și cu discuții. E nevoie poate de o clarificare sau să nu repetați aceleași greșeli în anumite situații. E ceva care parcă vă învârtiți în cerc. Da, ia uite cum se grăbesc aceleași lucruri. Ce interesant, au crezut exact aceleași lucruri. Deci poate fi o săptămână în care pot fi cu niște probleme în relații sau în asocieri, în colaborări. Mai apare și o relație, poate apărea o soluție pentru casă, un bărbat, puteți cunoaște pe cineva, cineva vă poate da o soluție sau veți avea succes să vă cumpărați o casă, să vă închiriați o casă, să vă mutați în altă casă, să cunoașteți o persoană. Poate apărea o căsătorie, poate o cerere în căsătorie sau un eveniment, ceva în familie, dar cum au sărit și celelalte cărți care îmi vorbesc despre a vă curăța ceva, poate că e nevoie să vă curățați niște relații ca să nu aveți certuri, discuții, anturajul. Haideți să vedem cum va fi săptămâna următoare. Am să o fac în trei variante. Pendulul mov, pendulul alb sau pendulul ciorchine. Alegeți-vă varianta cu care voi rezonați cel mai bine. Și să vedem ce dezvăluie la varianta aleasă tarotul, oracul, de fapt este un oracol Lenormand. Să vedem care ar fi energiile săptămânii, mov, alb sau ciorchine. Am să încep cu cel mov, cu ciorchinele, cu pendulul mov. Voi să grăbesc niște vești, niște bârfe, niște discuții, poate în familie, întâlniri, reuniuni, întâlniri într-un grup de prieteni, de cunoștință sau la servici sau în familie și pot apărea și niște discuții, niște bârfe, niște intrigi, dar așa, superficialități, să spunem. Haideți să vedem cum va fi săptămâna care urmează pentru prima variantă. Atenție pe înșelătorie, pe trădare. Ia, uite ce s-au grăbit aici. Atenție aici pe vrăj și pe farmece, să știți. Pe persoane mai sălbatice, persoane mai agresive aici, care încearcă cumva să își impună cu forța, poate punctul de vedere, sau printr-o trădare, printr-o înșelătorie. Sunt persoane geloase și invidioase. Aici aveți de-a face cu, sau chiar cu vrăjitorii, cu persoane lipsite de scrupule. Trebuie să fiți prudenți. Haideți să vedem. Acum, în această perioadă, se fac, din păcate, cei care se ocupă de așa ceva, fac, sunt energii puternice. Și în noiembrie e Sfântul Andrei și atunci e Halloween, la fel. Și în tradiția noastră, în cultura noastră românescă, focul lui Sumetru, practic, este ca să îndepărteze spiritele rele în octombrie. E ca să ardă tot ce a fost rău, tot ce a fost neplăcut. Wow, ce interesant, foarte frumos. Voi sunteți într-o dificultate aici, într-o alegere, poate, în această săptămână. Vă văd aici că din punct de vedere profesional puteți avea o relație bună cu cineva mai în vârstă, puteți primi sprijin, sfat, un bărbat mai matur, poate fi un șef, poate fi un profesor, poate fi un specialist într-un domeniu sau poate că e nevoie chiar să vă curățați energiile pe profesie, că poate că este ceva făcut la voi, poate pe profesie, dacă aveți dificultăți în profesie. În câștiguri e posibil pentru că cineva poate încerca cumva să vă
oprească, să vă frâneze, să vă blocheze, să vă restricționeze cumva, că văd că aveți totuși aici această cumpănă care vine pe surpriză, această cruce karmică, această orientare pe care voi trebuie să deblocați ceva, o chakră, să vă deblocați energiile, să vă curățați energiile, poate să vă duceți la biserică sau să faceți exerciții de meditație, de curățarea energiilor proprii, ca și ambientul în care stați, a relațiilor. Să vedem ce e cu această, poate fi o prietenie, puteți avea sprijinul unei persoane mature, unei persoane înțelepte, unei persoane cu calități morale deosebite. Sau aveți nevoie să fiți voi așa, poate că voi vă apropiați mai mult de credință, influențează. Da, mai aveți ceva de învățat, poate unii veți mai studia, veți descoperi niște secrete, veți avea poate niște revelații. Da, legat de profesie, de muncă, sau veți mai studia, veți mai învăța ceva, puteți fi sprijiniți, ajutați în studiile voastre de un bărbat, un bărbat mai matur, mai înțelept. Văd aici că aveți pentru relații o cheie, o soluție, poate că veți avea succes să cuceriți pe cineva, să faceți o cucerire în dragoste sau la servici, într-o afacere, ceva, să aveți o bună relaționare. Succesul, să spunem, e în mâinile voastre, poate și cu ajutorul unei femei sau pentru că sunteți voi femeie, văd aici că puteți avea succes, cheie, soluție. Aveți succes, poate și datorită că sunteți o persoană foarte credincioasă, poate o persoană foarte intuitivă, o persoană cu niște capacități paranormale, extrasenzoriale, o persoană foarte inteligentă, că văd aici aceste cărți care îmi vorbesc de studii, dar și de secrete, care se pot, pot fi dezvăluite sau le puteți avea prin, cu ajutorul cunoaștere, cu ajutorul studiilor. Mai văd aici că aveți și un bărbat legat de bani, de câștiguri, deci poate că puteți primi vești de la un bărbat pentru niște bani sau contează un bărbat, cineva de la drum, poate fi cineva din străinătate, cineva de departe, poate primiți vești de departe pentru niște câștiguri, pentru niște bani, pentru a face un drum undeva sau vine cineva de la drum sau vă trimite bani, apar aici niște câștiguri care pot veni prin intermediul unui bărbat de la drum. Poate fi copil, frate, soț, iubit, da, sau altă persoană care poate vă propune vreo afacere, vreun serviciu la drum, poate să fie și o astfel de situație, vă propune poate vreo vacanță, poate unul dintre voi vă veți duce într-o vacanță, veți pleca undeva într-o vacanță sau la studii, poate plecați la studii. Mai văd aici că pe sănătate apare un inel, un contract. Deci veți rezolva ceva pe sănătate, veți avea un succes, o colaborare bună, o reușită sau joacă un rol important partenerul vostru, dragostea, da, împăcarea, reuniunea cu familia sau cu prietenii, aici pare exact cu familia, poate pentru unii joacă un rol important familia. Înțelegerea cu familia, sunt și niște secrete totuși aici, niște sau veți avea niște amintiri, revelații, vă aduceți aminte de ceva care vă ajută pe voi, amintirile voastre vă dau totuși o stare de sănătate bună sau ereditatea voastră. Dar să vedem ce e cu această cumpănă, cu această bifurcație care apare, această karmă, e nevoie să deblocați ceva, se poate veni ceva un deblocaj și foarte rapid, pentru că e karma care lucrează. Adică meritați ceva să vi se deblocheze. Aici poate fi vorba de o vacanță undeva la munte, poate cineva la munte, e o karmă care o aveți undeva la munte, poate, sau cu cineva de la munte, e ceva de deblocat, e ceva de reparat, e ceva de schimbat, poate fi și o astfel de situație, sau dacă faceți un drum, e nevoie să vă alegeți cu grijă, poate anturaj, să nu vă obosiți, să nu vă stresați prea tare, îngrijiți-vă de sănătate, stați mai mult poate cu familia, cu prietenii, ocupați-vă de studii, de curățarea energiilor, pare o săptămână reușită, să știți. Puteți primi vești, poate, de la drum lung, da? Sau plecați, vă gândiți să faceți un drum lung, să vă duceți undeva, să vedeți niște persoane de la drum lung. Pot fi din familie sau prieteni sau plecați pentru studii, pentru servici. Văd că aveți niște secrete, vi se vor dezvălui niște secrete, vi se vor apărea niște revelații, poate că voi aveți niște revelații mistice. Pentru sau aveți nevoie, chiar aveți nevoie de mai multă credință, pentru că e posibil că voi sunteți influențați cumva de niște energii malefice. A ieșit, a sărit din cărți acel șarpe, acea vulpe și acel urs, deci persoane care sunt, care vor să
înșele cu ceva, să trădeze sau sunt persoane foarte invidioase, foarte geloase, persoane care umblă cu lucruri necurate, poate, pentru că văd aici pe sănătate că pot avea legătură cu relațiile, pot fi din trecutul vostru persoane sau care vor să vă schimbe trecutul, să vă schimbe cumva destinul, adică voi aveți un anumit trecut, o anumită ereditate, moștenire pe care și meritați un anumit prezent viitor și sunt persoane care invidiază toate aceste lucruri ale voastre și vor să denatureze, să deturneze sau vi se pumbeze roate sau vă invidiază sau umblă cu vorbe, că aici par niște exagerări. Deci pe sănătate vă pot afecta niște relații, niște colaborări, poate de aceea, dar pot apărea totodată și niște reușite. Pentru că veți găsi soluții, văd că aveți această cheie care stă la voi sau în relațiile care le aveți voi cu anumite persoane. Depinde de voi cum folosiți aceste relații sau cum vă folosiți de puterile voastre, de capacitățile voastre, de creativitatea voastră, de inteligența voastră. Cam asta e ce văd eu la această variantă. Am să vă spun și numerele care ies, pentru că poate vor fi importante pentru voi. 30, 33, 29, 26, 28, 3, 25, 32, 36, 21 și văd că aveți foarte multe semne de foc și de apă, dar și de pământ și de aer, le aveți cam pe toate. mă supără vocea. Astăzi mă supără vocea. Haideți să vedem, iar am problemă cu vocea asta, când și când. Haideți să vedem la a doua variantă, cum va fi săptămâna care urmează. În care sunt energiile săptămânii, planurile importante. Acest șarpe, gelozie, invidie, trădare, vrăji, grijă pe sănătate, ghinion, aici pot fi niște chestiuni, o femeie poate mai rea cu voi, o femeie care vă poartă ghinion, o femeie care poate e de... Da, ia uite cum am trăit din nou, niște obstacole, niște griji, niște obosele aici, aveți grijă că puteți avea niște neplăceri din cauza unui anturaj, din cauza sănătății, pot fi vrăși pe sănătate, nu știu, cineva a făcut ceva ca să fie, să fie probleme pe sănătate. Sau sunt minciuni, și la voi credința, deci joacă un rol important în această săptămână credința. Pentru profesie, vă văd aici că puteți face niște cunoștințe noi, niște prietenii, puteți avea niște colaborări bune sau chiar vă împăcați cu cineva legat de profesie, de muncă, colegi sau parteneri de afaceri sau grăbește un bărbat. Joacă un rol important, poate un bărbat legat de profesie sau aveți pe cineva cu care veți cunoaște pe cineva important pentru voi la muncă sau partenerul joacă un rol foarte important pentru munca voastră cu care puteți avea o împăcare, o prietenie, o bună colaborare aici sau apare cineva la muncă care vă poate deveni un foarte bun prieten sau este deja acolo, deci pare o săptămână a prieteniei, a unor daruri, a unor curățări, poate trebuie să vă curățați cumva energiile, să mai fiți mai prietenoși, mai comunicativi. Legat de relații, apare cineva de la drum, faceți drumuri. Văd niște vești aici care vin, niște noutăți, niște schimbări care pot apărea. Puteți avea un succes, o reușită, un prieten credincios. Deci veți avea o prietenie voi în această săptămână. Joacă un rol important atât pentru profesie, cât și pentru relații, pentru parteneriat. Poate cunoașteți pe cineva care vă devine prieten bun, iubit, poate pe viitor, sau e vorba despre relațiile care le aveți voi cu cei apropiați. Aveți persoane de încredere, persoane fidele, vă veți demonstra fidelitatea. Cineva își va demonstra fidelitatea, cineva vă va demonstra că are încredere în voi. Pentru bani, în schimb, văd că aveți de făcut o alegere. Poate aveți de clarificat ceva sau să vă faceți niște drumuri, să vă întâlniți cu cineva. E nevoie să luați o decizie, trebuie să faceți o ordine în ceva, poate, să... Vă curățați cumva energiile și legate de bani, poate făcând o clarificare, având mai multă claritate, luând o decizie, făcând o schimbare, pentru ca să altfel pot apărea niște discuții pe certuri, poate din cauza unor indecizii, din cauza unor nehotărâri sau unor hotărâri, acum depinde. Pentru
Sau atenție la bani, să nu vă certați cu cineva pentru că faceți niște greșeli, niște pagube, repetați voi niște greșeli sau aveți de-a face cu persoane care vor să vă pedepsească cumva, pentru că vă vede că sunteți într-o derută, ezitați, poate și acest lucru. Aici pot apărea niște certuri legate de niște câștiguri, niște bani. Sau pentru bani, voi vă orientați, poate să câștigați din două părți. Și atunci puteți avea discuții că nu aveți timp pentru ceva sau pentru ce anumită situație, nu faceți bine ceva sau e ceva aici care trebuie clarificat la voi și să vă faceți, să luați o decizie, poate, sau să faceți o clarificare într-o relație legată de câștiguri cu cineva. Pentru sănătate, văd că joacă un rol important, poate chiar un profesionist, un psiholog, un medic, un preot, poate un bun prieten, sfatul cuiva. Și aici e nevoie de mai multă credință, încredere în voi, de mai multă purificare a energiilor sau a dietei, ceea ce mâncați, să mâncați mai sănătos. Apar drumuri. Deci voi faceți poate o schimbare, vin niște vești, niște noutăți, înaintați în sănătatea voastră, adică vă însănătoșiți, apar energii mai bune. Mai, poate vă luați o vacanță, poate că vă veți și odihni, pleca, faceți niște drumuri. Aici e nevoie, poate unii faceți un drum la o biserică, la o credință undeva. Văd care vă ajută pe voi pe plan spiritual pentru sănătate. Pentru, sau cineva din străinătate, un medic din străinătate, un profesionist din străinătate, joacă un rol important pentru voi, pentru sănătate. Pentru surpriză, văd că aveți și voi o soluție ok, aflați poate vreun secret, veți avea un succes, să vedem pentru ce, o stabilitate, poate vă faceți niște acte sau poate că plecați într-o vacanță, aveți succes să câștigați pe inima cuiva, să vă împrieteniți cu cineva, să vă împăcați cu cineva, să rezolvați niște probleme care să vă dea siguranță, stabilitate, reușită pentru servici, pentru drumuri, pentru ceea ce vă doriți voi, doar că pe bani. Pare că sunteți într-o derută, că e de făcut o clarificare. Altfel, pare o săptămână foarte, foarte frumoasă și văd că pe profesie, ca și pe relații, joacă un rol important o prietenie, un prieten, fidelitatea. Niște drumuri mai joacă un rol important, da? Niște călătorii sau persoane care fac drumuri, vin de la drumuri. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu ciorchinele. Să vedem la varianta cu ciorchinele. Cum va fi această săptămână? La ce vă puteți lua? O tulburare și aici la voi, e de făcut și la voi o clarificare, e o confuzie, e o decepție, e o dezamăgire, e o suferință. E nevoie să vă treziți la viață, e nevoie să vă clarificați ceva. Pentru unii puteți avea și probleme de sănătate sau care trebuie clarificate sau aflați de cineva care trece prin probleme de sănătate mai grave, poate, sau chiar aflați de vreun doliu. Poate, pentru unii pot apărea discuții în relația de cuplu, poate o schimbare sau la de serviciu, o clarificare, se poate face o ruptură sau vă mutați în altă parte, faceți o schimbare, treceți printr-o transformare, printr-o modificare de planuri, poate. Da, iară se agravează această situație. Deci e ceva de făcut, o clarificare, să știți. Trebuie să faceți o clarificare legată de sănătate sau de o relație, de un ceva. Apare o schimbare. Da, e pe bani aici. Deci pe bani poate apărea o moștenire, poate. O să vedem. Pentru relații, pentru muncă, văd că apare ceva nou sau copiii joacă un rol important, lumea copiilor, nu știu, poate sunteți mai creativi, aveți de-a face cu copiii, lucrați cu copiii în profesia voastră sau veți fi foarte, foarte creativi, inventivi. Sau poate că munca voastră va fi să aveți grijă de copilul vostru. Cumva vă amintiți de copilărie, de lumea copilăriei. Ceva din trecutul vostru se poate reactualiza care să vă fie de folos în profesie. Poate că, spre exemplu, vă plăcea când erați copii să scrieți, să desenați, să pictați, să faceți excursii, etc. Ceva din acele timpuri, care pentru voi era foarte important ca și copil, dați foarte mare atenție, acum vă poate fi de folos pentru că era un hobby, o pasiune, copiii se duc instinctiv către ceea ce le place cel mai mult și că mai târziu se reorientează către altă direcție, asta e altceva. Deci aici pare că voi ați putea, poate statul în natură vă ajută pentru profesie, vă veți ocupa mai mult de natură.
Veți face poate prietenii sincere. Aveți de a face cu persoane sincere, dar nu fiți naive aici totuși, că puteți avea surprize, poate nu tocmai plăcute. Naivitatea nu este o, cum se spune, o calitate, nu este o virtute, este, să îi spunem, prostie, să fii naiv. Când ești copil, ești copil. Este grija celor mari să te ajute să depășești dificultăți, să nu fii păcălit, să nu ai probleme. Dar când ești adult, nu mai are nimeni. Trebuie să te descurci, să raționezi, să gândești, să-ți pui în practică ce ai învățat de-a lungul timpului, să eviți să fii naiv. Acum nu să fii paranoic, dar nici naiv. Haideți să vedem. Deci pare că pe profesie pot apărea niște noutăți, totuși, ceva nou, ceva nou, o idee, da? O idee poate apărea, vă vine vreo soluție. Să vedem, da, veți avea un noroc, o oportunitate, să știți, niște câștiguri, familia joacă un rol important, poate va fi un eveniment, pentru unii poate că dați naștere unui copil și acest lucru pentru voi o profesie, deveniți mamă, cu normă întreagă, ca să spunem așa, full time. În orice caz, un copil poate va aduce noroc sau copiii va aduc noroc, ceva din copilărie, ceva cu natura, o idee nouă, un proiect nou la care lucrați, poate fi cu noroc. Da? Deci vă poate aduce mare noroc. Vă dai și pe relații, că veți culege niște roade. Este o relație, ajunge la maturitate. Ceva se maturizează într-o relație, într-o situație. Vă maturizați, poate voi. Nu mai sunteți copii, deveniți maturi și acest lucru va aduce noroc. Poate să fie și acest lucru. Cu toate că păstrați în sufletul vostru inima de copil, spiritul de copil, copilul din voi nu trebuie să moară niciodată, cum se spune. Trebuie să rămâneți tot timpul cu veșnic, cu spiritul tânăr, bucuros, fericiți, cu speranțe infinite, cu vise mărețe, etc. Pentru că acest lucru vă dă multă încredere în voi și vă dă și multă reușită. Vă aduce o energie pozitivă care se emană în afara voastră și se transformă în ceea ce mental voi aveți în mintea voastră sau ceea ce aveți voi în sufletul vostru. Și văd că pe bani aici, pe relații aici, văd ceva că se... Exact, apare o femeie aici. Poate că vă veți ocupa de și chiar și de îngrijirea personală pentru frumusețe, sănătate, sau ajunge o relație să se maturizeze, o relație să înțelegi ceva dintr-o relație. Aici poate legat de o femeie sau voi ca femeie vă maturizați, deveniți adulte, deveniți mame, poate soții, poate unele, pentru unele dintre voi poate apărea chiar acest lucru. O relație cu o anumită persoană ajunge la o maturitate, la concluzie, la un culegeți niște rezultate. Legat de bani, aici, în schimb, e ceva poate de clarificat, poate sau e, pentru unii poate apărea chiar o moștenire, niște câștiguri. Da, puteți avea succes. Vă pot veni niște bani din urmă, poate. Găsiți cheia, soluția la o problemă, rezolvați ceva legat de bani. Vă vine un succes, o reușită, vă rupeți de un trecut și aveți succes mai departe. Poate faceți o schimbare, începeți ceva nou. Văd aici că legat de sănătate joacă un rol important și socializarea. Aici poate veți avea și de ales. Apare succesul, dragostea va juca un rol important la voi, să știți. Deci pare că pentru voi poate apărea ceva nou, un noroc neașteptat. Că e vorba de o relație, că e vorba de o nouă iubire, o prietenie, poate fi și o prietenă nouă sau o prietenă vă ajută, vă sprijină, vă susține. Sau apare un specialist care pune toată dragostea în ceea ce face și vă ajută pe sănătate, spre exemplu. Dar aici pare dragoste împărtășită cu cineva, deci poate că aveți, orică aveți aceleași hobby-uri, pasiuni comune cu cei care lucrează în sănătate, orică veți cunoaște pe cineva, în orice caz pare că dragostea va influența sănătatea în bine. Deci pare că și pe socializare pare că se îmbunătățește ceva, poate apar noutăți pozitive în cercul vostru de prieteni. Puteți socializa, spre exemplu. Poate fi și o astfel de situație. În schimb, ca surpriză, apar aici niște secrete. Văd această carte care îmi vorbește că veți descoperi ceva, veți avea niște revelații sau veți scrie, veți învăța, veți studia, vă veți apuca de studii. Totuși, atenție, secretele s-ar putea să fie vorba de niște secrete, de cineva, de niște șmecherii, aflați poate de niște șmecherii, aflați poate de cineva care e fals, aflați poate de cineva care nu e sincer, descoperiți niște minciuni ale unei persoane sau pentru o situație
care oricum de la o persoană vine, veți descoperi, veți avea niște revelații, veți avea, poate că această, și aici la relații, veți descoperi un adevăr, ajunge o situație la maturitate, veți descoperi o persoană care are ascuns ceva sau a fost falsă cu voi, poate fi, e pe surpriză acum, poate fi, orică veți afla legat de studii niște lucruri false, orică veți afla legat de cineva, de o situație, deci descoperiți ceva, aveți niște secrete care le descoperiți de trădarea, de minciuna, de hoția cuiva. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă, așadar, eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante pentru această săptămână care urmează și sper să aveți o săptămână minunată, luminată, pentru că văd aici, mai ales la voi, la această treia variantă, că aveți și norocul, deci veți avea niște oportunități pe care trebuie poate să le folosiți foarte rapid, dar să nu fiți naivi, pentru că vedeți aici cum a ieșit pe surpriză această vulpe. Poate că acolo e vorba, că a ieșit acel copil, că am zis că e vorba doar de o naivitate, așadar nu fiți naivi, ci folosiți de oportunități, fiți cu speranțe, cu încredere, dar nu fiți naivi. Informați-vă înainte de a semna poate un act sau a face un contract sau ceva. Pentru că văd că cheia, soluția este la voi. Dragostea trebuie să vorbească, deci doar ce vine din suflet, atât față de ceilalți față de voi, cât și voi față de ceilalți. Adică nu faceți din interes nimic și nu acceptați situații de la persoane care vi le oferă din interes. Vedeți care este, ce se ascunde în spatele intențiilor lor. Dacă e o ofertă, o prietenie sinceră sau are alt interes, alt scop. De aceea poate că aceste secrete este să încercați voi să găsiți niște răspunsuri la niște întrebări. Că altfel e această vulpe care trebuie să fiți voi poate mai prudent, să nu vă spuneți poate voi secretele, poate să fie și acest lucru, trebuie să fiți voi mai șireți cumva, să nu vă spuneți toate secretele pentru că cineva profită, poate să nu fiți naivi că toată lumea în jurul vostru e ca și voi la fel de sinceri și de dezinteresați și acest lucru poate semnifica. Acum voi vă să vedeți la timpul potrivit, cam asta e ce pot să spun. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante, sper că v-au plăcut, că ați rezonat sau că veți rezona pe parcursul săptămânii din ceea ce se va întâmpla și sper să fie numai de bine. Vă doresc o săptămână minunată, luminată, plină de binecuvântări divine și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!